Vă salut și bine v-am regăsit, bine ați revenit din nou pe canalul meu. Astăzi discut despre un parfum de Empire, brandul care, cel puțin până acest moment, a reușit să mă surprindă cu niște creații foarte interesante, foarte faine. Un parfum apărut în 2011, creația parfumierului casei, Marc-Antoine Corticato, pe nume Azemur Les Oranges. Eu l-am în variantă de 50 de mililitri, aici este sticluța, mai vine într-o variantă de 100 de mililitri, însă ține de, hai să spunem, de ceea ce vrei să ai în colecție, sticle mari, sticle mici, eu știu, pentru mine sticla aceasta de 50 arhi suficientă, mă va ține ani de zile. Un parfum foarte bun pentru sezonul cald. Figurează unisex, deci se adresează ambelor genuri fără niciun fel de opreliște. Și ca ei de acest parfum se duce în aceeași zonă precum Chypre Azural de la Les Indémodables sau Eau Sauvage de la Dior. Am spus că se duce în acea zonă, nu înseamnă că este perfect identic. Deci dacă v-au plăcut acele parfumuri, care cu siguranță au echivalente în foarte multe, la foarte multe branduri, deci vă găsi interpretări ale aceluiași stil cam pe la toate casele de parfumerie, acesta e un parfum care ar trebui să-l aveți în vedere pentru a-l testa. Miroase foarte fain. Inițial când am testat Chypre Azural de la Les Indémodables, așa de mult mi-a plăcut acel parfum încât eram tentat să mi-l cumpăr. Însă am mai studiat un pic, am văzut că acest parfum de la Parfum d'Empire seamănă, conform celor care le-au testat pe amândouă, într-o proporție destul de mare cu Chypre Azural. Am luat un eșantion, l-am testat, l-am tocat și mi-am luat sticla în definitiv. Aduce foarte bine cu parfumul de la Les Indémodables. Performanța este cam în aceeași, hai să spunem, în același spectru, se menține destul de solid, cel puțin pe pielea mea, miroase foarte fain. Un spectru de tip citrat, întunecat, ambrat, cam așa îl pot percepe eu. Și mai degrabă se duce într-o familie olfactivă de tip Chypre. Deci dacă vă plac parfumurile Chypre, aici este un Chypre, nu vreau să-i spun floral, cât mai degrabă un Chypre citrat, pentru că predomină notele citrice foarte, foarte bine, mai ales că în deschidere am toate fructele citrice posibile în tot felul de combinații și din tot felul de surse. N-am să mai recit toate notele care se regăsesc în vârf, pentru că sunt foarte multe din categoria elemente citrice, dar dacă sunteți chiar foarte curioși, pe site-urile de specialitate veți găsi lista completă, cred eu, cât mai completă, pentru ceea ce se regăsește în acest parfum. Mai avem și elemente lemnoase, în inima parfumului avem și ceva elemente florale, că discut de neroli, trandafir, de asemenea mușcată, însă în deschidere pur și simplu e salată de fructe citrice. Bergamotă, lămâie, portocal, mandarină, știți poezia, deci tot ceea ce înseamnă element citric și chiar și alte fructe, coacăze, piersică, se vor regăsi în deschidere. Nu miroase super citric, contrar elementelor listate, dar vei resimți o doză foarte puternică de elemente astringente, răcoritoare, care se mențin pe toată perioada de dezvoltare a parfumului, dar vine și o tentă de tip lichenos, de asemenea ușor pudrat, pentru că în parfum regăsim și lichen, regăsim și fân. Și chiar dacă există note florale de tip trandafir, mușcată, nu prea le simt, dar cel puțin acest aspect citric lemnos creează un iz de tip Chypre, ușor ambrat, ușor clasic, parfum franțuzesc clasic, ca să-i spun așa. E genul de parfum pe care îl văd pe un caracter mai matur, la o ținută cât mai elegantă, deci nu e un parfum de activități sportive în niciun caz, mai ales dacă ați avut experiență cu Eau Sauvage de la Dior, indiferent că discut de apa de toaletă sau apa de parfum, aveți idee cam de ce anume vă povestesc. Bineînțeles că nu seamănă perfect identic cu celelalte două parfumuri renunțate, dar ca idee, ca referință, știți cam în ce zonă se joacă și Azemur Les Oranges. Parfumierul Corticato, cu ocazia creării acestui parfum, pur și simplu a creat o minunăție. Este un parfum fabulos de adecvat pentru perioada caldă,
final de primăvară, toată perioada verii, început de toamnă. Un parfum care se cere purtat la o ținută cât mai elegantă, consider eu, în situații care cu siguranță le întâlnești pe toată perioada zilei. Că discut de zona profesională, zona extraprofesională, zona rigid, conservatoare, deci foarte multe situații pot cere acest parfum în a fi purtat și îl consider destul de versatil din acest punct de vedere. Vârstă, cred că de la un 25 de ani în sus, dacă nu chiar 30 de ani în sus, pentru că genul acesta de amprentă olfactivă prinde bine pe un caracter matur. A nu se confunda O Sauvage de la Dior ca amprentă olfactivă cu Sauvage-ul mai modern. N-are nicio legătură unul cu celălalt, deci să nu facem o confuzie aici și să vă duce să vă luați acest parfum crezând că este Sauvage. Nu, nu este Sauvage. Se duce în zona lui O Sauvage, care e cu totul altă poveste. Perioadele vi le-am spus. Știu că vine în două volume disponibile, cel puțin pe site-ul producătorului sunt două volume, 50 respectiv 100 de ml, prețurile nu sunt foarte mari. Concentrația este apă de parfum, 110 euro pentru varianta de 50 de ml, respectiv 170 de euro pentru cea de 200 de ml. Așa cum am spus, pentru mine 50 de ml sunt arhi-suficienți, mai ales că partea de performanță este foarte bună. Aici discut de o longevitate de minim 10 ore la nivelul pielii, cu o proiecție bună undeva la 2 ore, 2 ore jumate. Scăderea proiecției este graduală, deci nu este o scădere bruscă și rămâne la nivelul pielii și doar acolo îl vei simți. Te bucuri de senzația pe care parfumul o lasă în aer mult mai multe ore după cele 2 ore jumate, cât timp se simte foarte pregnant, deci chiar și la 5-6 ore. Cu străduială recunosc că încă mai percep parfumul și așa cum am mai spus-o pe manșetele de la cămașă, pe guler sau eu știu pe ce material textil aplicați atunci când mergeți la serviciu sau la orice activitate, partea de proiecție care de asemenea și longevitatea se extind dincolo de ceea ce experimentez la nivelul pielii. Este un parfum de tip elegant, de tip sofisticat și vreau să accentuez un lucru. Chiar dacă veți citi lista de ingrediente și veți vedea foarte multe elemente citrice, nu este un parfum citric prin excelență. Chiar și numele poate induce în eroare. Da, avem note citrice, orange, dar nu este un citric veritabil. Nu vreau să spun că miroase ca o limonadă sau eu știu ce alte interpretări pot fi date parfumurilor care au foarte multe elemente citrice. De asemenea, nu se duce în zona lui Dior Homme Cologne, care este un parfum citric. Nu, acesta pur și simplu se duce într-o zonă de șipr, fructat, cu elemente ambrate, ușor întunecat chiar. Regăsim și galbanum în parfum, deci o tentă aromatică și în același timp ambrată. Miroase fantastic de fain. Trebuie să miroși acest parfum ca să vezi exact în ce zonă se duce și cât de mult ți se adresează ție ca pasionat de parfumuri, dar pentru cineva care caută parfumuri de vară sofisticate, elegante, chiar de purtat pe întreaga perioadă a zilei în diferite activități, excepție sport sau eu știu ce activități domestice mai aveți sau casnice, acest parfum este un parfum care lasă o impresie fantastic de plăcută și cu siguranță este destul de prietenos cu cei cu care interacționezi. Deci nu este un parfum care să transmită, eu știu ce, lucruri abstracte sau senzații care să îi pună pe ceilalți în gardă. N-are nicio legătură. Este un parfum pur și simplu de tip monsieur, gentleman, elegant, rafinat, matur. Deci cei care vă regăsiți în aceste caracteristici, ar trebui să vedeți un pic ce este cu acest parfum. Posibil să aveți în colecție ceva care seamănă cu acesta, dar după ce îl veți purta, veți vedea că este chiar un parfum fantastic de bine făcut. Iar așa cum am spus, parfumierul chiar s-a străduit să creeze o bijuterie pentru sezonul estival. Bun, am lămurit, cred că, toate punctele importante vis-a-vis de Azemur Les Oranges de la casa Parfum d'Empire, un parfum pur și simplu revelație. Nu veți vedea multe informații despre acest parfum, nu veți vedea recenzii, topuri și eu știu ce alte promovări, mai puțin sau mai mult mascate. Pur și simplu este un parfum care se află într-un cont de umbră, dar dacă știți unde să căutați și scoateți la lumină, să vă bucurați voi de el, ar fi și mai bine. Concluzie, dacă vă doriți eleganță, un parfum de vreme caldă, un parfum care să miroasă suficient de stilat, dar să nu miroasă banal sau comun, dacă vă doriți un parfum cu o tentă matură, destul de versatil pentru situațiile și garderobele pe care le folosiți peste zi, încercați Azemur Les Oranges, pentru care eu consider că
scorul pentru el la tot ceea ce oferă din toate punctele de vedere este nota 9. Excelent, trebuie doar să-l testezi și să vezi în ce măsură ți se adresează. Acum că am dat și scorul pentru acest parfum, voi închide această recenzie aici. Mă bucur că am avut, am nu știu câte ocazie să vă povestesc despre un parfum al casei Parfum d'Empire. Ca întotdeauna, vă mulțumesc că pe parcursul acestei recenzii m-ați urmărit, dacă v-am făcut curioși, dacă acest parfum, prin prisma a ceea ce v-am spus despre el, vă face cu ochiul, mergeți în magazin dacă aveți ocazia și îl găsiți la raft sau comandați-vă un eșantion, testați-l. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți. Numai bine!